Cei trei experți contabili vor fi judecați în dosar pentru favorizarea făptuitorului abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Rechizitorul trimis Tribunalului București, procurorii DNA susțin că unul dintre experții desemnați de instanță să stabilească prejudiciul ar fi stabilit împreună cu Marian Oprișan să fie depusă la dosar o expertiză cu prejudiciu zero, contrar probelor din dosar. Cazul care îl vizează pe Marian Oprișan a ajuns la final în primă instanță, iar în urmă cu aproape o săptămână, judecătoria Cluj-Napoca a rămas în pronunțare. Dosarul Căprioara se află pe rolul instanțelor de mai bine de 8 ani și îl vizează pe președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Socialdemocratul este acuzat că a cumpărat ilegal complexul turistic Căprioara. Ar fi negociat și plătit pentru el fără o decizie a Consiliului Județean pe care îl conduce și fără avize de specialitate. Oprișan ar fi cerut bani de la guvern prin câteva adrese în care a invocat pretexte false, susțin anchetatorii.